Hernia inghinală este un defect la nivelul canalului inghinal, al peretului abdominal, dobândit sau congenital. Congenital atunci când din naștere există o persistență, cum o numim noi, de canal peritoneo-vaginal, deci nu se închide la naștere și el poate să persiste până și la vârsta adultă, și atunci hernia este congenitală și care trebuie rezolvată chirurgicală, sau dobândită în urma unor factori care produc această slăbire a peretului posterior al canalului inghinal, de la efort, în primul rând prin eforturi fizice intense, bolnavii care au o muncă fizică deosebită sunt primii predispuși la apariția herniilor inghinale, sau alți factori favorizanți, obezitatea, constipația, tușitorii cronici, cei care suferă de prostatită cronică, sunt predispuși la apariția herniei. Cum își dă seama omul că are așa ceva, o astfel de afecțiune, și atunci ar trebui să meargă la medic, evident? În primul rând, acuză dureri în regiunea respectivă, care îl alarmează, motiv pentru care trebuie să prezinte de urgență, să fie examinat și să vadă dacă prezintă un defect la acest nivel, dacă este vorba despre o hernie sau alte afecțiuni care poate să dea dureri în aceeași regiune. Și dacă se pune diagnosticul de hernie, bolnavul trebuie operat. Odată hernia constituită, ea nu se mai vindecă, n-ai cum să o tratezi cu medicamente, ci numai prin intervenție chirurgicală. Pentru că dacă este lăsată să evolueze, nu duce decât la complicații din momentul apariției herniei. El nu poate decât să stea liniștit, nu și mai poate asigura munca lui profesională, activitatea de zi cu zi, pentru că are dureri, pentru că se umflă în zona respectivă, prezintă o umflătură, o deformație, care îl deranjează permanent. Și cu alte cuvinte, trebuie mers repede? Trebuie mers repede la medic să se pună diagnosticul și indicația chirurgicală, pentru că nu, pur și simplu, dacă bolnavul nu se duce, nu are decât de suferit și de vindecat, oricum nu se vindecă singură cu nicio altă metodă decât intervenția chirurgicală.